Eu nu mă simt prea bine, caut soluții să-mi revin. Sunt un pic răcit. Oare tati de la cine crezi că ai luat? O să urmați și voi. Sper să nu, poate tati ai doar o alergie. Să sperăm. Și și-au luat verghete noi. Pe care trebuie să le sfințim. Vreau să-i văd reacția. Noi. Am un life hack să vă arăt. Am văzut pe YouTube această chestie. Venind spre casă, am văzut ceva inedit la noi în cartier. Veți vedea și voi imediat. Toate fetele sunt pregătite de mers în bucătărie. Ce gătim, ce gătim, ce gătim? Ciulama de pui. Salutare și bine ați venit la un nou vlog în familia noastră. Suntem în Deva. Fetele încă nu s-au trezit, dar am constatat că vremea nu ne lasă. A început să plouă. Și pe fete n-o să le bucure lucrul acesta. Și mergem să ne schimbăm. Bună dimineața. Mulțumesc. Am fost mai devreme la ele. Ia-ți vedem ce face gașca veselă. Ne spălăm repede. Ariuca. Bravo, Ari. Singurică. Cu viteză înainte. Hai, Ari, hai. Așa spie, mergă ea atât de repede viteza. Ei, du-te ca să vezi. Salut, Teo. Bună dimineața. Merge și de-a bușile. Ba nu, se ridică. Ai de tare. Bravo. Hai, sus. Ne pregătim de eliberat camerele. Somnorici. Trezirea, Moseazun. Ce frig e afară. Trezirea, Mara. Hai. Așa o trezești pe el. Așa se trezește? Așa. Bună dimineața. Deodată nu mai plouă. Dar e din ce în ce mai răcoare. Nu știu cum e vremea asta, dar ba vine iarna, ba vine vara. Hai să încheiem. Totul este închis. E o măgire mare, nu am de unde să-mi iau cafea și nici în camere nu au cafea, cum au la majoritatea hotelurilor. Așa că va trebui să eliberăm camera și să mergem. Cum să eliberez? Ne-au spus că n-o să fie nimeni aici, noi n-am fost atenți. Așa că, hai, mâncăm. Așa că putem mâncăm. Să noi. Așa că putem merge mai repede să mâncăm, că ne e fomiță. Și să beau și eu o cafea. Aranjăm camerele și ne decazăm. Mergem să mâncăm și apoi vedem ce mai facem astăzi. Am plecat din Deva, suntem la vreo 50 de kilometri către Oradea și trebuie să alimentăm. Briana ia cu sânge din nas pe drum, dar acum e bine. Arianei nu i-a convenit încerturi, dar n-am avut ce face. I-am tot dat jucării și a stat liniștită. Am luat cornuri pentru fete și cafeluță pentru mami. O cafea din aceea înghețată. Nu-mi luam, am văzut-o după ce am plecat și mi-a plăcut. Cine vrea cornuri? Copii! Și dacă tot suntem în zona unde se fac vișlii, am cumpărat să mâncăm și noi acasă. Toată lumea doarme, dar am ajuns la restaurant. Mâncăm rânzul spre cină. Foarte bun! Și la mame a venit în sânge, cum îi place. Poftă bună. Mulțumim. Toți copiii desenează. Și eu. Eu mănânc. Și noi desenăm. E foarte fain mesajul, dar de obicei familia e alături de mine, prezentă în călătoriile noastre tot timpul. Tati, dar atent la volan, trebuie să fii oricum și cu familia în mașină. Clar. Extraordinar, parcă acum cumva a coborât un înger. Am ajuns acasă și uitați ce-a luat tati. Mie place să gătesc, dar încărnați ăștia nu știu cum să-i fac, nu știu ce să fac cu ei. Mie nici nu-mi place să mănâncă viață. Sunt foarte buni. Mara mănâncă, da. Par cârnăcior de bere. Da, sunt viștri. Viștri. Cum? Viștri. Virșle se zice la acei cârnați pe care te ui mănânca acum cruzi. Poftă bună! Mulțumesc! A trecut la Crispi între timp. Eu continui tația! Studiez! Vă place coafura mea de astăzi? Ia uitați ce bucat mi-a părut! Am avut împletit și mi-am desfăcut și acum arată așa. Arăt super! S-a desfăcut centură! E dimineață!
Fetele merg la școală, iar eu sunt un pic răcit. Oare tati, de la cine crezi că ai luat? Ce să iau? Răceala? Cred că de la Teo. De-aia am și ținut-o acasă să nu dea la alții. Dar a dat la noi. O să urmați și voi. Mara, Ari, Mami, Bri. Speră să nu. Poate tati ai doar o alergie. Să sperăm. Se poate. Plouă și soare. Nu s-a mai întâmplat asta niciodată, nu ce am văzut eu. Ce bine e. Astăzi a fost destul de cald afară, m-am îmbrăcat destul de gros, chiar foarte bine. Am venit la engleză cu Bri. Ia doi o să sau cât Bri face engleză. E foarte fain aici. O, și ciocolată caldă. E mai bună cea albă decât cea neagră. Cea neagră e prea clasică. Ha, mie îmi place cea neagră. Eu n-am gustat niciodată de aici neagră. Doar de acasă? Nu, niciodată. Hai că încerc azi neagră. Hai, să vedem. Să intrăm. Îmi place foarte mult mirosul de culoare. Îmi place și când plouă. Dar așa e foarte fain. Gri și soare și plouă. Mi-e place și cu soare și cu plouă. Eu tot de aici, de unde luăm ciocolata caldă, am luat și cafeaua și aparatul de cafea ESE. Vă las un link în descriere, clipul. Găsiți și voi cafeaua și aparatul de cafea pe cafeconcept.ro. Cafe cu 2 de E, cafe cu E concept. Eu nu mă simt prea bine, au început alergiile. Nu știu de unde, de la ce s-a pornit, dar caut soluții să-mi revin. Îmi curge nasul non-stop. Și cine joacă acolo? Eu am încurcat echipele. Trebuia să ajut pe Teo și de fapt am încurcat-o. Le-a ajutat pe Tudor. Hai, Tudor, hai. Teo și tate aici cu Ari, iar Tudor pe partea cealaltă. Bravo! Eu le-am ajut pe Tudor. Iau pe Teo, ca să fie echitabilă. Hai, Teo. Autogol de... A, Tudor a dat! Start! Și minge aici! Bravo! Și... Wow! Ești foarte bine! Hai! Teo, ce faci? Teo! Ce nu știu? Au apărat! Hai, dă-i! Bravo! Ce ești la adăi? S-au schimbat echipele, tati, cu Tudor și... Ce bucurie! Fetele înving? 2-0! 2-0 fete! Hai, Tudor, recuperăm! Băieți versus fete! Hai, să vedem! Mingea e aici, cine o lovește? Negru a lovit! Și pe ce să dea gol? Și șut și... Hai! Și am fost sunat să mergem după verghete. Verghetele le-am dat la curățat și la mărit. Din păcate doar o operațiune din cele două s-a întâmplat. Doar curățarea. Și și-au luat verghete noi. Pe care trebuie să le sfințim. Mami zice să le purtăm așa, dar eu nu știu ce să zic. Așa că ia scrieți-ne voi în comentarii dacă are rost să purtăm noile verghete fără a fi sfințite. Da. Verghetele pe care le avem nu s-au putut mări. Am un life hack să vă arăt. Am văzut pe YouTube această chestie și am zis să vă arăt și vouă. Da, e foarte interesant ce ne arată Teo. Nici eu n-am știut până acum, spre rușinea mea. Nu știu câți dintre voi știu lucrul ăsta. Avem asta, da? O deschideți. Așa. Normal. Și? Tam, tam. Toate mașinile au acest lucru. Nu unele, toate. Trebuie verificat dacă chiar toate mașinile au. Acasă. Ce-i drept? Eu n-am știut că avem așa ceva. Acasă vedem și vă zicem că mai avem ceva. Da. Acum mergem cu treabă. Hai. După verghete. Wow. Extraordinare. Sunt ca noi. Wow. Nu mă simt bine deloc, iarăși m-a luat alergia. Mă ia și iar mă lasă. Abia aștept să-i văd reacția lui Mami când o să vadă verghetele. Și o să vedem reacția lui Mami despre acestea, pentru că acestea le știe. Și pe cele vechi le știe, doar că nu le știe așa cum arată acum. Spuneți-vă... Wow, ce bine arată! Stai să le vezi! Stai să le vezi! N-arată bine? Deci, nu cred. Pe astea să le vezi. Ale noastre!
Vreau să-i văd reacția. Vreau să-i văd reacția. Vreau să-i văd reacția. Noi. Wow! Nu pot să cred. A fost la fel. Le-au făcut perfect. Noi nouțe. Îți vine bine. Voi ați zis că sunt alergit? Nu, nu le-a alergit. Dar sunt impecabile. Sunt ca noi. Stai să vezi. Da, stai să vezi. Mamă, ce bine arată! Puneți-vă-le pe astea. Nu, tata e mare. Cam mare. Iar în interior este gravat numele Cristianei și numele meu. Plus scrie 15 ani. Și data? Nu, dar 15 ani. Și data? Ba da, și data. 26-a 4-a 2024. 15 ani. Hai să vedem, mami, hai. O scoatem pe aceasta. Da, uite, ție-ți vine bine. Arată. Și largă. Foarte largă. Nu au făcut așa largă. Știi cum îi vine lui tata? Parcă, uite așa-i vine lui tata. Și la mine e largă. Uite așa-i vine. Rău. Eu fac mai larg decât le-am comandat noi. Ia, pune-te. Și am plătit și mai mult. Pune-te. Clar. Și la mine e largă. Prea largă. Cam atât de largă. Da, du-te acolo să vi le facă. Că trebuie să vi le facă pe gratis. Da, asta e. Sunt mai mari ca să cântărească mai mult. Poate mai creștem. Așa cum ai făcut celelalte. Da. Hai, mai creștem, mai creștem. Și celelalte au fost largi la început. Mama, dar pe inel e diamant? Ceva sucuri ciudate cu Naruto. N-am mai văzut niciodată. Mara e fan produse coreene, așa că venim destul de des aici. La magazinul corean din Oradea. Mara, ce e de data asta? Nu știu, trau. Sigur, asta e ce sunt astea și trau. Ce scrie, sweet and spicy? Da, și astea sunt hot and spicy. Cum poți fi și hot și spicy? Aici să vedem ce sunt. Nu știu așa, nu știu ce sunt. Jeleuri sunt. Ce? Creveți. Chichet cu biscuiți. Ia și creveți. Am luat și din portocale, că sunt foarte bune. Dar ce ușor sunt. Puteți să mă trebuie fleți. Și aceștia. I-am luat din greșeală pe seamă. Iau și pe astea? Da. Aici sunt foi de nori. 36 de lei niște foi de nori. Luăm și foi de nori? Eu dau așa și dau așa. Nu. Una. Una? Dar sunt foarte puține într-una. Alge prăște cu ulei de susan. Nu se vă zâmbar să vă. Ok. Deci sunt campionate. Uite condimente de ale lor. Ce condimente? Aș vrea ceva. Să încercăm. Am luat și coș. Să vedem ce mai este interesant. Ce-i luat acolo? Lapte de cocos. Scrie că e din Vietnam, chiar dacă suntem magazinul corean. O grămadă de noodles. Ai mai luat noodles. Am o grămadă de noodles acasă. Frasă cu sasă. Ce e aia? Napolitană pește. Și aici cu BTS. Vreau să luăm o pesă. Ok. Wow. Ciocolata aceasta BTS e foarte scumpă. BTS este o formație de pop corean, nu? K-pop, da. K-pop sau pop corean, e tot aia. Există și ciocolată așa. Și foarte scumpă. Cumă de mestecat. Poți să-ți iei ciocolată, de ce să nu încercăm? Pe care îți o iau? Mie mi se parcă seamănă toți când sunt tot pe același. Nu contează. Cred că sunt diferiți. Dar eu sunt fană K-pop, deci știu. Tu ești fană doar mâncare coreană. Am găsit ceva. Cu alune? Nu. Iau casa pe roz și mi-e place roz. Ciocolata crocantă, cică. Dar eu vreau și gumă de mestecat. Să iau verde sau să iau roz? Este verde. Lime și mentă. Luăm două. Gumă de mestecat. Bun, am mai găsit ceva. Ce? Noodles buldak, care nu simțiți. Ba nu, pot chicken flavor ramen. Pe bune, nu pot să iau așa iute. Ba da, și ce nu era iute aici? Tot era iute. Ce nu era este regăte. Am adus ceva varză coreană. Se cheamă kimchi. 40 de lei? 40 de lei? Și la borcan. E mai interesant aceea. E așa. E vegană. Păi, în sensul că e produs vegetarian. Da, dar de ce nu scrie pe lichiți vegane? Vreau să luăm și ridică galbenă. Am luat odată la restaurant. Știi că ți-ai luat odată? Da. Asta era. Ridică. Ok. Interesantă. Fetele vor să mâncăm corean. Și am ajuns și noi. Și a venit Bri. A venit și Teo. Și a venit și tati. Și a venit și Ari. Eu am găsit miere sau dulceață. Un ceai, deși se cheamă? E dulceață. Ceai de lămâie. Ceai de lămâie. Dar e dulceață de lămâie. Cred că e o dulceață. Ce fain arată.
Astea le luăm, cobușile cu pui. Mara vrea niște găluște coreene. A luat de colțunaș. Aceste găluște sunt de fapt colțunași. 53 de lei. Pui corean. Ați ajuns, puteți să le luăm. Am luat. Sunt inele de ceapă. Luăm și niște ramen, să vedem cu ce e. Ramen japonez cu aromă de yuzu, habar n-am ce ala, următorul. Ramen japonez cu aromă artificială de porc. Asta-s asta. Artificială de porc. Artificială, nu? Da. Biscuiți care au scrisul de culoare diferită. Pe care să iau? Chit de bubble tea. Pam, 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 pam. Ce e asta? Poți eu să faci? De ridiche sau ce e asta? Bomboane care pocnesc în gură. Abia aștept să le degustăm. Am luat un pachet mare. Sper să fie suficient. Sunt suficiente, o să iasă un challenge foarte fain. Arhitectura de pe această clădire seamănă cu cea din Spania, de la Castelul Güell. Chiar mi-a atras și mie atenția. Suntem în centrul Oradei. Venind spre casă, am văzut ceva inedit la noi în cartier. Veți vedea și voi imediat. Lângă Spitalul Județean din Orada se mai construiește o clădire. Sunt așezate în rând peste 10 cife pline cu beton. Și aici încă una așteaptă. Eu cred că mult mai mult de 10. Se vedeau până în capăt departe. Priviți-le cum sunt aliniate către spital. Așa ceva mai rar. Acesta este unul dintre motivele pentru care am ales Oradea. Este un oraș în plină dezvoltare și se lucrează și toate lucrările se termină repede. Mai repede decât termenele prevăzute. În seara asta gătim ceva, mâncăm doar produse cu râine, luăm și de astea românești. Și avem nevoie de ceapă, de foi de dafin și multe altele. Îți vedeam prânz. Și ne pregătim! Toate fetele sunt pregătite de mers în bucătărie! Și Ari chiar! Ari, să-i vedeți reacția! La pălărie de bucătare. Nu vrea! Tic, 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 tic! Ce gătim? Ce gătim, ce gătim, ce gătim? Ciulama de pui, ca la bunica. Ce apă! Ne trebuie ceapă, morcov păstârnat. Gătit. Am curățat 3 cepe. Eu am întreținut atmosfera când de la pian. Îmbrăcată ca o bucătăreasă. Eu spăl carnea, bine, bine, de pui. Și am pus o oală cu apă la fier. O pun la fier. La 500 de grame de carne se pune cam 1,5 litri de apă. Eu cred că am 1 kg de carne. Deci apă la dublu. Mami, că nu mâncăm coreană acum. Acum gătim carifonat românește. Mami, punem ceapă în oală? Da, una singură. Îți arăt eu. Avem un aparat care pleacă ceapa. Ok, o vom băga la aparat. Am băgat ceapa în blender, ce e acesta? Asta e ceapa mea. Uita eu? Și tu ăsta. Eu voi blender. Te ustură ochii de la atâta. E foarte bun acest aparat, deoarece nu trebuie băgat în priză și imediat. Cu roșii nu prea merge, că le face bulion. Dar cu ceapă merge perfect. Ia uitați. Și da. E perfectă. Nu merg acum pe cireță. Nu, e... Da. Ia să vedem. Mai pe un pic. Să nu se simtă în sos. Morcov am găsit în frigider. Îl spălăm, îl punem întreg la supă. Iar restul trebuie să cumpere tati. Țelină, pătrunjel, păstârnac, rădăcinoase albe. După câteva ore, sunt mai multe mașini cu beton pregătit pentru turnare. Eu am venit la magazin să mai cumpăr câteva ingrediente pentru rețetă. Albituri și țelină. Mara spumează supa. Cum merge, Mara? Facem și supă în același timp. Păi și cu supa de pui se face ciulamaua. Iar Teo, ce faci tu aici?
spăl vasele. Vă spală vasele. Foarte bine. Bravo. Mara se descurcă în bucătărie? Și Timi se descurcă. Am pus în supă țelina și pastârnacul pe care le-a adus tati. Am pregătit tigaia de nu știu ce. Ciulama. Așa. Ce bine arată, e foarte limpede de când Mara a spumat-o și îmi place. Hai, Ari, hai la tata, hai. Nu mai are șorțul. E nascos, tati. Ia și-a luat căciula. E ruptă de oboseală, dar vrea să plece la plimbare. Și eu mi l-am scos. Bravo. Și la gurița ta. Wow. Bază, nu, ciocolată. Teo e ajutor de bază, ca și Mara. Să ne apucăm de sos, pentru asta îmi trebuie un tel care nu zgârie. Un tel siliconat. Nu să fac eu. Am o grămadă de teluri siliconate. Pun la topit jumătate de pachet de unt, în care călesc foarte puțin ceapa și încep să dau făină. La 100 de grame de unt, pun 100 de grame de făină. Am pus ceapa în unt. Vezi ce bine arată. Ce bine era dacă aveam o insulă. Visul mare, o insulă. Ea se înmoaie, nu așteptăm să se călească de tot. Și apoi adăugăm făina și amestecăm bine. Oare s-a înmuiat ceapa? Eu zic că da. Eu zic să pui făina. Ok, aici am 100 de grame de făină. O pun și amestec bine. Mami, ce faci acolo? Un aluat? Nu chiar. Amestec să se amestece bine untul cu făina. Voi stinge cu lapte. Îmi trebuie cam 750 de mililitri de lapte. Dar avem lapte. Avem lapte. Punem laptele. Puțin câte puțin. Trebuie să amestecăm bine. Să nu se facă cocoloașe. De aceea se pune puțin câte puțin. Revenim când sosul este gata. Se miroașă sosul meu, arată bine. Cum e că aici va trebui să mai pun și zeamă de pui. Cel puțin jumătate de litru, tot cam 750 de mililitri. A fiert destul, priviți, arată ca o budincă destul de groasă. Acum subțiem cu zeamă din aceasta, cu stoc de pui. Incorporăm și mai adăugăm, până la un litru merge. În loc de mămăligă, ne ieși terci, iar fetele vor să pună cu zahăr. Să vedeți cum a ieșit ciulama mea, este extraordinară. Dacă mami a spus că e bună, asta nu înseamnă că e bună. Noi am gustat-o acum și este extraordinară, ciulama. E făcută cum o făcea bunica. Noi încheiem aici, mulțumim că ați ajuns până la final. Imediat, în vlogul următor, ne vedem.